Alegătorii elvețieni au votat în favoarea unei măsuri de relaxare a legislației stricte de acordare a cetățeniei, care le va permite imigranților din a treia generație să evite o parte din birocrația asociată obținirii cetățeniei în Elveția. Aprobarea acestei măsuri prin referendum reprezintă un mare eșec pentru naționaliștii elvețieni care au promovat mesaje islamofobe în timpul campaniei. Tabarada a îndeplinit cele două criterii necesare pentru aprobarea măsurii de relaxare a legislației, obținând o majoritate simplă din voturile exprimate la nivel național și câștigând în cel puțin jumătate din cele 26 de cantoane ale Elveției.